constată. Da. Oricând au spus oameni. Da. Eu nu te-am mai văzut, asta a fost săptămâna trecută, am venit. Oricând să ia telefonul, să ne anunțe și venim să constate. Dacă este de la noi, plătim, nu e nicio problemă. Așa că. Deci că vine de sus, că vine de nu știu unde, și tu zici că vine de sus și că cei de sus sunt vinovați. Păi să vedem la mine problema cu ei, să nu cheltuie oamenii. Păi sunt plecați. Draga mea, tocmai ți-am spus, dar nu ești atentă, te auzi numai pe tine. Iei legătura cu ei și oamenii sunt dispuși să repare dacă apa curge de la ei. Ai ia de sus de la mine? Sau cine? Și cu ce-am vorbit până acum? Stai un pic, că aia de sus eu nu i-am mai văzut de 2 ani. Draga mea, iei telefonul de la Gianu. Alo? Și iei legătura cu ei. De a patra oară da. Când spun. Păi stai, ce te faci că nu înțelegi? N-am și eu nervii mei. Gras. Angela. Este un gras. Poate să fie un slab. Nu mă interesează. Un singur individ care vine ești și plătește. Ești imposibil, Angela. Este greu de comunicare. Dar nu este deloc dar greu. Dar nu este important dacă e slab sau gras. Este un deci om. Deci este un om care plătește între ce? Atât. Care vine la două noaptea sau la trei niște pipițe care vin așa cu tocul minerale. Și ce se fac? Să păi da, dar a cerut cuiva aprobare vreodată, de când locuiește și Cristofor și ăla de deasupra, a cerut aprobarea mea ca să-și facă, să-și modifice casa? Nu. De ce eu ți-aduc? Deci mi spui? Mi-am spui? De ce nu mi-ai dat liniștea? Da. Dar tu stai un pic, draga mea. Dar știi de ce? El a făcut modificările pe vremea lui Listea. Deci el tu ai fost într-o relație și ești într-o relație foarte bună cu el. Deci modificările s-au făcut pe vremea lui Ristea. Eu și n-am nicio răspundere. Și acum și-a modificat. Nu și-a făcut Cristofor nicio modificare. Cristofor acum toată vară. Cristofor știi. Și-a pus gresie și faianță. Da, nu și-a modificat da. Atâta oară, a treia oară și-a modificat de când stă el aici. Dar nu e problema mea, dragă. Da, dar e a mea. Păi nu, fără tu sesizare. Fără scrisoare scrisă. Dar el știe foarte bine că a spart și a zguduit și mie mi-a căzut plinta din bucătărie și mi-a căzut acolo și sunt inundată în baie. Dar era Avram, președinte, de ce nu te-ai dus la el? La mine să-mi spui chestia asta. Eu am de cazurile mele, eu îți spun, de ce te nu mă interesează. La mine este... Dar nu e problema mea. Și tu crezi, păi iert, eu am venit cu nu știu ce, păi e negrită țeava. Că el a vrut să schimbe țeava. Deci, domnul Cristofor... Și a schimbat. Am vrut să schimbe. Și a schimbat. Dar vrut să schimbe și la mine, nu știu de ce. A schimbat-o pentru că trebuia schimbată. Cei de la Radet care au venit, n-au schimbat-o degeaba. Dar trebuia n-au schimbat-o la mine. Schimbate trebuie toate țevile din bloc, să știi. Deci nu trebuie să te deranjeze că ți-a schimbat țeava. Dar nu mi-a schimbat, au încercat și n-au putut. N-au putut, este arsă acolo și se vede că de la munca aia și de la spărtura aia și de la lucrul ăla s-a spart plinta. Asta vreau să-ți explic eu. Deci de la munca lor, nu de la dorința mea de a schimba țeava. Eu n-am avut probleme cu ei niciodată. Nu știu, ei au dat dovadă de foarte multă bunăvoință. Păi sigur că știu că trebuie este... să apreciez chestia da, asta. Eu i-am... Eu, de exemplu, când mi-am reparat, mi-am plătit singură, nu mi-a plătit nici blocul, nici vecinul. Da. Mi-am nu plătit știu, singură. Eu n-am... Mod normal, așa se face. Da, am înțeles că la voi s-au dat bani și de la bloc. S-au dat bani și de... S-au dat 300 de mii pentru reparație. Pentru ce reparație? Pentru reparația de la voi. Când? Asta când s-a făcut reparația. Yes.